Thousand Glorin. For a white guy. Deci cum ar veni, bună dimineața. Începem emisiunea noastră cu o temă foarte interesantă care mă scoate efectiv din sărite. Și tema este următoarea. La ce Dumnezeu folosesc pătrățelele de pe abdomen? A? La ce folosesc? Vă întreb așa, vă aud? Nu se aude? Nu. La ce folosesc? Deci de ce bărbații își fac pătrățele pe abdomen? Ca să ce? Dacă ți se strică mașina de spălat, să spele femeia rufele pe tine? Sau ca să ce? Să te pui lângă o saltea și să spună: Dumnezeule, nici nu pot să fac diferența! Care-i salteaua și care ești tu? Sau ce? Înlocuiește inteligența? Înlocuiește umorul? Înlocuiește frumusețea? Nu! Dar dacă totuși trebuie să înlocuiască ceva chestiile astea, de ce pătrățelele? De ce nu altceva? M-am mai enervat un pic, îmi pare rău. Înlocuiește un mare rotund. Exact. Deci care-i rostul? De ce ne facem? Hai la femei, mai merge. Am aflat de la domnul cameraman Giugiuman că lui plac femeile cu pătrățele. Îl înțeleg. Mă rog, nu foarte mult, dar cât pot. Îl înțeleg. Mai merge la femei, dar la bărbați, care-i faza? Arată frumos, că n-arată frumos. Sau jucăm un X0 după ce facem sex în loc să fumăm o țigare? Deci care-i rostul? Să vă aud, care-i rostul? În primul rând, bună dimineața! Bună dimineața! Ai întrebat dacă te aude cineva, cred că te auzea cineva că s-a deschis o ușă de la live. Vă salut, colegi! Să rămână! Bună dimineața! De ce femeile preferă bărbații cu pătrățele? Nu, hai să o luăm așa. De ce bărbații cred că dacă au pătrățele, au mai multe femei? Nu e așa? Nu. Deci, diferența dintre un ardelean și un moldovean. Fiți atenți. Bagă-ne, rupe-ne. Vreau să-ți văd abdomenul. Nu pot să-l arăt în emisiune. Nu-l arăt pentru că mă faci pe mine de raha, deci nu ți-l arăta. Nu se dă la televizor, sunt copii, sunt bătrâni, sunt militari în termen. Ar trebui să-l întrebăm pe colegul nostru. De ce ai pătrățele? Dar n-am pătrățele. Hai că te-am văzut. Unde l-ai văzut chiar? Unde? Eu am crezut că asta rămâne aici. În platou. Când ne luăm pijamalele pe noi, mai fac așa. Deci se poate și fără pătrățele. Avem un exemplu de mascul Omega. Dar se poate, uite, și fără pătrățe cu merge și cu colacar care la fel arată, hai să ne umflăm reciproc ca vișnițari. Hai că pe mine eu chiar m-am umflat la propriu. Da, se poate, uite, că poți fi un om atrăgător și să nu ai pătrățele. Exact. Coco, nu-mi plac bărbații cu pătrățele, îmi plac ea cu burtă, mă, și când pun așa mâna să fac, uite, așa. Ai, ce îmi plac ăștia așa cu burtă. Păi sunt atâta de savuroși bărbații ăia. Am zis eu că dacă nu-ți dea numai extreme, numai la extreme de dai fain. Din mai încoace. Mașina de cusut este pens la ei pe material. Bună dimineața, Călina Leanga. E prima dată când am alături de mine un designer vestimentar. Ar trebui să iei o piatră în gură. Nu mi-ai adus o piatră. Am adus altceva în schimb. Călina, înainte de toate, la ce folosesc pătrățelele de pe abdomenul bărbaților? Mă, sinceră să fiu, mie personal nu mi-ar folosi la nimic. Prefer niște neuroni aici, un pic mai sus. Bun, bun. Ai notat, botezan, nu? Am notat. Călina, este o pasiune sau o meserie? Este și o meserie și o pasiune și când amândouă coincid, rezultatul nu poate fi, zic eu, decât satisfăcător. Câștigi bani? Serios? Din chestia asta? Mă, sau... știi cum, în România, în modă, nu poți să spui că poți să faci foarte mulți bani, mai ales într-un oraș cum este Clujul. Poate că în București, să zic, prețurile merită, adică merită să faci efortul, dar Clujul are o piață proastă pe tot ce înseamnă fashion. Având în vedere că tu faci exclusiv pentru Cluj. Exclusiv pentru Cluj. Nu mi-am propus, dar așa s-a întâmplat. Ai cliente? Am. Multe? Rezonabil. Prețul? Nu-l spun. De exemplu, la cine ai adus tu aici în studio? Așa. Ce e și cât costă? Și îmi place foarte mult. Adică, cum... Da, păi rochile astea două pe care vi le-am adus fac parte din ultima colecție pe care am prezentat-o la balul operei
și erau gândite ca un fel de piese care se pot transforma din rochii de gală în rochii de zi, pentru că ceea ce se vede pe manechin sunt niște, un fel de, să zic, cape care se pot da jos și se pun în partea de sus a rochilor. Deci colecția e gândită să fie practică, pentru că la ora actuală femeile, chiar dacă merg la evenimente, să spunem, mondene, de gală și așa, vor și țin cont de partea asta practică. Deci investiția într-un veșmânt de gală foarte costisitor pentru piața de Cluj, eu zic că nu și-are sensul. Știu cum gândesc chiar clientele mele. Deci nu sunt interesate să dea o sumă foarte mare pentru o rochie pe care o pot îmbrăca. De câte ori îmbracă o femeie o rochie? Maxim două ori. Exact. Maxim. Înseamnă că exact. Sunt foarte versatile cu piesele astea interschimbabile. Eu așa m-am gândit să fie, deci să vorba aia, să ai o piesă și de rugă și de fugă, cum se zice. Pentru deci... bărbați nu s-ar putea niște pantaloni care să se facă pălărie? La un moment dat. Nu știu, dar mă pot gândi la chestia asta. Cât îți ia să faci o astfel de piesă? Poți să o faci într-o zi. Fără probleme. Depinde dacă lucrez la mai multe piese, pentru că de obicei încep trei și le definitivez, să zic, în curs de o săptămână, sau dacă stai efectiv pe ea, încep dimineața și până seara ai terminat-o. Dar eu am niște pretenții foarte mari vis-a-vis de modul cum sunt executate. Deci mai ales niște rochii, cum sunt cele pe care vi le-am adus vouă în platou, sunt din catifea, de bumbac, și care e un material foarte pretențios. Și atunci absolut că le dublez, pentru că altfel în momentul în care o îmbraci, se lipește de tine dacă nu-i dublată. Deci există și lucrurile care nu se văd în modă. Putem vorbi despre o modă la Cluj? Se îmbracă clujenii altfel față de alte regiuni ale țării? Nu, se îmbracă prost, oricum, din punctul meu de vedere, dar mi s-a mai zis odată că sunt incisivă și încerc să mă păstrez așa pe o linie moderată cât de cât. Problema este că se copiază, deși există foarte multă informație de modă, se copiază niște modele verificate. Deci există acest tip de, o și descriu ca ținută, blugi respectiv skinny, de sus până jos, talie joasă, haine foarte mulate. Româncele încă n-au depășit chestia asta de a atrage printr-o vestimentație excesiv de provocatoare și pe alocuri destul de ieftină. O să purtăm vreodată pijamale made by Călina Langa? Nu m-am gândit, nu știu, poate vă fac vouă ca să fim așa în... Ce mi-ar plăcea? Că oricum văd că m-am asortat cu cadru, fără să știu cum e decorul pe aici. Intuitiv. Mă pune producătorul să-mi promiți. Da? Niște pijamale de lux. Oh. De sărbătoare. Ioana, eu zic să negociați acum cât ai prins-o. Păi n-ai văzut că am prins-o aici la colț. Repede că nu mai poate da înapoi acum. Omul la televizor e mult mai vulnerabil. Mai vulnerabil, da. Călina, ai îmbrăcat vreodată vedete? Depinde ce înțelegem noi prin vedete. Eu am așa o chestie de... Mă fac ca un arici când aud de ideea asta de vedetă, pentru că la ora actuală, dacă știi să-ți folosești imaginea, și un no-name de pe stradă poate deveni vedetă foarte ușor. În concluzie, ai îmbrăcat sau nu? Nu știu ce, la ce te referi tu, ce înseamnă vedetă. Adică ai îmbrăcat o persoană cunoscută? Nu, mie îmi place să îmbrac oameni normal, sincer. Deci chiar nu am treaba asta cu vedetele. Adică dacă aș auzi că vrea o vedetă să se îmbrace la mine, probabil că aș sta să mă gândesc de 10 ori dacă să o îmbrac sau nu, sincer. Deci asta e tipologia mea de design. Te-am întrebat pentru că, uite, noi îți dăm șansa asta. Da? Dar nu știu dacă o vreau. Noi te rugă, eu te rog să vrei. Bine, Călina, îți mulțumesc foarte frumos. Cu siguranță o să te mai chemăm în multe alte emisiuni, pentru că ai o grămadă de lucruri să ne povestești. O dimineață răsărită de pe fix în continuare. Așa vă doresc și vouă. Ioana l-are lângă ea pe Edi de Băcan, care poate ne va spune cum să ne aranjăm părul de pe piept, ca să pare că avem... Și pătrățelele cum pătrățele. Să le aranjăm. Asta e foarte bună. Bună dimineața, Edi! Bună dimineața! Dacă e miercuri, e clar că se lasă cu hairstyle în platoul lăsăriților de pe fix. A venit și astăzi Edi să ne învețe unele trucuri prețioase pentru doamnele și domnișoarele de acasă. Edi, înainte de a ne apuca de treabă, la ce folosesc
pătrățelele de pe abdomenul băieților. Hai că acum eu sunt foarte pregătit. Nu sunt fan pătrățele, dar după părerea mea, lucrând în fashion, bănuiesc pentru reclame la lenjerie intimă. Vezi, ai notat și asta, un răspuns foarte, foarte bun deștept. Răspunsul. Și apropo de întrebarea colegului meu, Drago Zila, avem și parte de cosmetică, unde mai avem și niște ceară și benze filatoare și rezolvăm problema. Nu cred că ai vrea să vezi niște pătrățele așa cu... Pe ce... Cocoafură! Pe ce parte se poartă părul pe pătrățele? Pe stânga sau cu cărare pe mijloc. Printre. Cu cărare pe mijloc. Printre. Să dea aspect de profunzime, de striat, de adânc. Asta. Da, să fie cât mai studiate și cât mai bine definite. Lăsăm așa pătrățelele să se vadă. Facem cărarea la fiecare pătrățel. Edi, să ne apucăm de treabă. Bun. Pentru astăzi mă gândeam să le arătăm doamnelor acasă cum se pot aranja în 5 minute, rapid, pe fugă și de ce ar avea nevoie, bineînțeles. Am pregătit aici pe măsuță niște agrafe, un elastic, un piaptă în operie și un fixativ. Cam asta bănuiesc care orice femeie acasă. Și păr. N-ai zis de păr. Și păr. E ca și cum te-ai băga într-o bucătărie, ai începe să gătești și nu zice nimeni, dă drumul la cuptor, am pățit chestia asta. Se mai întâmplă și mai urât, o domnișoară cumpără o placă de păr și merge cu ea înapoi. Nu vă supărați, domnul, nu se încălzește placa. Da, domnișoara, ați băgat-o în priză? Edi, când eram mică, cum mi-am dat eu seama că nu o să fiu niciodată hairstylista? Când eram mică, îmi tundeam păpușile și așteptam să le crească părul. Toate păpușile mele de acasă stunse, sărăcuțele de ele. Eu am început cu sora mea, pe care am tuns-o cu foarte ca de tuns via, la bunicul curte. Așa se nasc adevăratele talente! Deci, dacă cu un clește de via a reușit să o fileze ce sau ceva, cum poate să o facă din patentă profesională? Ui. Da, îți dai seama? Și să nu punem la socoteală că asta se tunde foarte mult cu foarfecele de la papetărie, că sunt la modă. Da. Eu cred că dacă Edi, dacă îți dau un patent pe mână, eu cred că faci minuni. Sau o brichetă, există și varianta de tundere cu bricheta. Cu un patent sigur putem prinde niște extensii, fără nicio problemă. Hai să le spunem telespectatorilor de acasă ce faci mai. Ce faci? Să le învățăm. Hai să mergem și la ăia din alteță. Mergem. Am făcut o secțiune, am împărțit părul în două. Și o parte o să o prind într-o coadă. Foarte puțin fixăm părul și lăsăm natural. Ce cade afară, nu ne chinuim să strângem în coadă. Totul e să fie cât mai lejer, cât mai natural. Nu ne interesează să fie strâns, să fie perfect lipit. Sunt elastice, văd, mai speciale. Sunt elastice mai speciale, dar pentru cine nu reușește să facă rost de un elastic mai special, lucrurile sunt foarte simple. Luăm un elastic normal și punem două agrafe în el. Wow! Și ne-am făcut un elastic special. Și cum se folosește? Cum îl pui în păr? Băgăm o agrafă și învârtim elasticul. După care următoarea agrafă prindem din nou în păr. Wow! Și putem renunța la elasticul special. E invenția ta? Nu e invenția mea, e invenția unor coafori de mult timp. Ca să inventez lucruri noi ca și coafor, cred că trebuie să ne apucăm să trundem cu drujba. Cu foarfeca de tuns via am încercat. Ai și ceva interesant, dar nu suficient. Chiar, cum a ieșit freza respectivă? Săraga. A doua zi a dus-o mama la coafor să Da, asta e pe sistemul, am început de jos, am început cu greu, știi? N-aveam parfec, aveam parfec. A fost greu, dar a fost și frumos. E greu, dar e și frumos, dar cum zic, cu ce am avut la îndemână, nu ne descurcăm, acum facem atâtea fițe. Ce avem la îndemână, punem mâna și dacă vrem, băgăm mare. Am văzut un filmuleț cu un turc care tundea cu chibrite. Da, e o tehnică, se tundeau cu lumânări foarte mult, în India, de exemplu. Doar ca să curețe foarte bine vârfurile, să curețe părul de vârfurile arse. Și de alte chestii prin India. Și de alte chestii. Ceva coropișnițe, rădăști, gonge. Bun, am împletit o coadă, am secționat din nou părul în spatele urechii. Ce fain că se învârte scaunul, a? Da, mega. Nouă ni se spune să nu ne învârtim pe el, vezi ce greu e.
și învârtim. Deci ce faci să fii hairstylist, că poți să faci lucrurile astea. Și model să fii pentru hairstylist. Wow! Da. Poate într-o emisiune. După care răsucim absolut tot părul. Și eu să fiu model. Elasticul ascundem în interior și lăsăm cât mai natural. Și cu agrafele de care vă spuneam să le aveți la îndemână, fără să le deschideți, doar prindeți ușor părul. E clar că nu durează foarte mult. E o coafură foarte lejeră care dimineața când te-ai trezit pe fugă și trebuie să pleci la muncă, la spate. Uite, orice. Pac, îți bagi două cozi. Pac, îți bagi o și coadă, cu îți bagi față, degetele în priză. În dreapta ce se întâmplă? Mai facem o împletitură să îi dăm o notă puțin mai interesantă. Facem o împletitură foarte lejeră. Și doamnele, dacă sunt singure acasă? Doamne, dacă sunt singure acasă, oricine cred că știe să se împletească. Da. Nu, dacă singure acasă, mine, să-și facă o papară. Deci sau cât de repede poți să împletești? Wow! Să fac un duș. Lăsăm tot foarte natural, chiar desfacem ușor împletitura, nu vrem să fie nimic prea finisat. Ar trebui să se facă cursuri pentru soț să știe să împletească. Uite. Și hai, ce ai stat să zici? Ce ai zice să-ți aranjezi în fiecare dimineață, prietena, înainte să vii la emisiune? E da, perfect, e perfect. Cum mă trebuie să zic? Honey, hai, fii atent, nu mănânc, nu mă duc la baie, nu fac duș. Hai să-ți fac părul. Și auzi, cred că el aș face. Că pot să fac și eu dintr-o asta. O chestiune de prioritate. I-aș face părul, dar cred că ar fi ultima dată când îl aș face. Astăzi de dimineață auzeam la radio cât de mult își petrec timpul bărbații la toaletă și cât de mult femeile. Mi s-a părut o chestie foarte interesantă. Dar eu îți spun că stau o oră. Deci, da. Bine, nu-ți spun ce fac acolo, e numai treaba mea. Asta să menținem misterul, zic. Asta e prima feză, o să fie a doua? O să fie și a doua. Uai, foarte, foarte drăguță. Deci, oricum, tu ești foarte drăguță. Foarte lejer, foarte rapid. N-a durat 5 minute. Deci se poate, se poate. Și să vedem cât de repede se strică. Cât de repede se strică. Ca orice lucru, cel mai ușor e de stricat, nu de făcut. Nu? Am luat toporul sau barda și am dat patentul și am scos agrafa. Asta e cel mai ușor lucru. A doua freză cum va fi? A doua freză vom folosi mașina și mai ușor, mașina de tuns. Vom prinde mașina toporul de tuns iarba, că dacă a lucrat cu farfeca de vie, ar fi următorul pas. Da, evoluția speciei umane, nu? E absolut normal. Scoatem foarte ușor și elasticul, renunțăm la tot. Edi, n-ai observat șuvița mea roz? Cum să nu? Oh. De la extensiile mele, portocalii de data trecută. Da, 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 m-a inspirat. Ai colegii ăștia mei loc să zică, mai n-ați zis azi dimineață, tu, Ioana, ce simpatică ești tu cu șuvița roz. Fii atent, acum se uită Cucu, uită-mă Cucu. Eu sunt Ioana, colega ta de emisiune. Eu am crezut, nu, serios, am crezut că te-o lovit și e cusătura. Da, da, așa și e. Ce mai citit? Ok, am început a doua freză. Am început a doua freză, prindem topărul într-o banală coadă. Droangă de glumă. Care bănuiesc că știe oricine să o facă. Avem nevoie iarăși de elasticul ăla special. Lucru, elastic, agrafe, o perie, un fixativ și un clips, bineînțeles. Lăsăm părul cât mai natural. După care îl secționăm în șuvițe și începem să-l răsucim. Și ușor desfacem șuvițele. Ce frumos miroase! Nu o să te întreb ce firmă e, dar miroase foarte frumos. Pe lângă că miroase foarte frumos, are și luciu, nu doar de acolo fixează. Era luciu. Da, și după cum spuneam și data trecută de produsele profesionale, sunt mult mai concentrate decât produsele comerciale și, spre exemplu, acest fixativ, chiar dacă am pune un tub întreg în tot părul, în momentul în care l-am pieptânat, nu lasă reziduri. Wow! Observ că se poartă chestia asta cu... Twisted. Twisted, așa se numește, yeah, da? You twist the hair, adică îl răsucești, după care îl, după nu care știu, îl desfacem dezordonezi ușor, puțin, da. Switch. Switch. E, curl. E atât de ușor de făcut
Dacă aș fi fată, cred că la fiecare 5 minute aș avea alte coafură. Uai! Da? Te-ai dorit? Dai seama, toată ziua. Cu Y. Și, nu știu, eu urăsc cel mai mult să văd o fată cu părul lung și prins în coadă pe spate. Mi se pare... E... impersonal, total impersonal, când ai... îți dorești cu adevărat părul lung și nu vrea să se tundă nici cum, nu vrea să aibă o coafură, nu vrea nimic, să-și poartă doar o banală coadă. Mi se pare plictisitor. E ceea ce nu se poartă și nu se va purta niciodată. Niciodată. Când poți să-ți faci atât de multe cu părul, deci într-o dimineață două styling-uri în 10 minute, cred că e... La mine e simplu, mă trezesc dimineața, fac așa atât prin păr și ha, sunt bună de emisiune. Și aia ți-a cam o jumătate de oră. Ei. Ok, e gata și a doua freză. E gata și a doua freză. Foarte simpatic arată. Chic, mă, chic, nu altă. Foarte chic, da. Edi, îți mulțumim frumos și mulțumesc săptămâna mult. Viitoare o să vii să ne înveți niște trucuri, așa cum doar tu știi să le faci. O zi bună să aveți. O zi răsărită de pe fix. Mai aflați ceva interesant cu pătrățelele.